Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au crescut cu aproape 28% în luna mai, conform statisticilor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, date publicității. Astfel, cota de piață a constructorului de automobile s-a majorat cu 0,5%, ajungând la 3,3%. Înmatriculările de autoturisme Dacia pe continentul european au fost mai mari cu 10.000 de vehicule în luna mai, față de perioada similară a anului trecut. Totodată, în primele 5 luni din acest an, livrările de autoturisme Dacia au înregistrat o creștere de 11% în Europa. Grupul francez Renault, din care face parte și Dacia, a raportat o creștere de 8%, mai mare decât cea a companiei americane Ford, 4,6%, sau a grupului german Volkswagen, cu 3%. Cel mai bine vândut model pe piața franceză este Dacia Sandero, cu aproape 27.400 de unități, potrivit datelor Comitetului Constructorilor Francezi de Automobile.